miercuri am privit împreună pentru cei care ați fost prezent și țineți minte, am privit împreună în continuare din Romani capitolul 5, de la versetul 3, această temă, acest subiect al bucuriei în suferință. Așa cum ziceam, pentru o perioadă intermitent aș vrea ca să am o serie de meditații pe această temă. Capitolul 5 cu versetul 3 din Romani, unde Apostolul Pavel spune: dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, ne bucurăm și în suferință și încercăm să aprofundăm secretul bucuriei în suferință. Încercăm să înțelegem mai amplu, mai deplin, care este secretul bucuriei în suferință. Pentru cei care ați urmărit ultimele două mesaje pe această temă, ar trebui ca să cunoașteți deja acest secret și ar trebui să puteți răspundeți printr-un singur cuvânt dacă v-aș întreba care este secretul bucuriei în suferință. Care este secretul bucuriei în suferință? Dacă ar trebui să sintetizați ceea ce ați ascultat în două predici. Justificarea, da? Sau adică Evanghelia. Evanghelia care este vestea bună că Domnul nostru Iisus Hristos a murit în locul păcătoșilor, în locul celor care sunt răscumpărați prin credință și suntem socotiți neprihăniți în baza jertfei Lui și avem neprihănirea Lui, pentru că El a luat asupra Lui păcatele noastre și ne-a dat în schimb neprihănirea Lui. Realitatea asta obiectivă a justificării, a Evangheliei, este secretul, care nu este așa de secret pentru cei dintre noi care suntem credincioși, al bucuriei în suferință. Pentru că este un adevăr care nu se schimbă, care este neclintit, care nu poate fi alterat, nu poate fi modificat, indiferent de circumstanțele noastre. Și pentru că în acest adevăr, în această Evanghelie a Domnului Iisus Hristos, există toată bogăția binecuvântării duhovnicești care ne poate transforma, care ne poate schimba și care ne ajută ca să creștem și să ne deprindem, spiritual vorbind, ca să fim creștini puternici, creștini care se pot raportați la acest adevăr, la această Evanghelie, să ne bucurăm chiar în mijlocul suferinței. În seara aceasta vreau să privim destul de telegrafic, vedem cât vom putea să parcurgem. Și miercuri seara, probabil unii ați observat, la un moment dat corzile mele vocale erau gata să cedeze. Voi încerca să nu forțez prea mult nota pentru ca să nu ajung la un moment în care să nu mai pot vorbi. Dar în seara aceasta vrem să ne uităm la problema identității personale în legătură cu bucuria în suferință. Dacă țineți minte, în primul mesaj ne-am uitat puțin la problema identității autorului. Ne-am uitat la cine este autorul epistolei către evrei, către romani și cine este destinatarul, adică noi, cei din Roma și toți cei credincioși până la urmă. Și am văzut că identitatea acestora este extrem de importantă pentru a înțelege în mod corect această epistolă. De asemenea, înțelegerea ceea ce înseamnă identitatea ca și concept și mai ales identitatea noastră personală ca și creștini are un impact foarte mare când vorbim despre felul în care ne raportăm la suferință. Foarte mulți creștini nu suferă precum ar trebui să sufere un creștin, adică să sufere bine, să sufere cu bucurie. Toți oamenii suferă și toți creștinii suferă. Nu există creștin care să nu sufere. Da? Nu există om pe această planetă ca să nu sufere. Dar nu toți oamenii suferă la fel. Nu toți oamenii suferă bine. Nu toți oamenii suferă având o bucurie neclintită în mijlocul suferinței. Și foarte mulți creștini nu suferă precum ar trebui să sufere un creștin pentru că nu înțeleg că identitatea lor este de creștin. Identitatea lor personală nu este creștină. Chiar dacă ei s-ar putea să fie creștini.
Identitatea lor însușită nu este creștină, da? Să înțelegeți această distinție. Identitatea ta, într-un fel, este obiectivă și într-un fel este subiectivă. Într-un fel este obiectivă pentru că tu ești ceea ce ești, da? Tu ești ceea ce ești. Dacă cineva zice, domnule, tu ești român, păi de ce ești român? Pentru că te-ai născut în România. Ce fel de român? Cât de român ești? Da? Cineva, dacă ar fi privit, de exemplu, la mine acum câțiva ani, ar fi zis, da, te-ai născut în România, dar ce știi tu despre a fi român? Nu știi absolut nimic, frate. De-abia vorbești limba cum trebuie, nu-ți plac mâncărurile românești și așa mai departe. Da? Există o parte obiectivă a identității? Ești ceea ce ești pentru simplu fapt că ești, pentru că e simplu fapt că existi sau ai fost creat în acel fel. Și există partea subiectivă, atunci când îți însușești anumite realități și când acele realități ale identității tale te transformă, te schimbă. În mod obiectiv, toți creștinii care sunt cu adevărat creștini, pentru care Domnul Iisus Hristos a murit, sunt creștini. Dar mulți dintre ei nu înseamnă în totalitate, în adâncime, ce înseamnă a fi creștin. Identitatea lor personală nu este creștină. Este echivalentul cu un om care, pentru simplu fapt că a primit, să zicem, un plic în care ar fi un cec pentru 1.000.000 de euro, l-a primit cadou. Și el acel plic și îl bagă în buzunar. Din momentul acela el este un om bogat. Nu este așa? Este un cec și pe cecul acela este numele lui, el deține suma aceea de bani. Dar dacă el nu deschide plicul și nu vede că banii aceia sunt ai lui, nu înțelege lucrul acesta, nu cunoaște lucrul acesta, nu îi pune în practică, nu se folosește de ei, cum va trăi el? Va trăi în continuare ca și un om sărac, chiar dacă are cecul în buzunar. Foarte mulți creștini care au din partea Domnului Iisus Hristos justificarea, care au iertarea păcatelor, care sunt creștini, trăiesc ca și niște oameni sărmani și săraci pentru că nu-și cunosc identitatea. Nu cunosc cine este tata lor. Nu cunosc care este moștenirea lor duhovnicească. Și când trec prin diverse experiențe din viața lor, ei trăiesc nu ca și creștini, deși sunt creștini. Ei trăiesc ca și niște bieți, sărmani și rătăciți pe acest pământ, deși ei sunt fii de Dumnezeu. De Dumnezeu. Aș vrea pentru noi să ne cunoaștem identitatea în Hristos în așa fel, încât ca și Apostolul Pavel să putem suferi bine, să putem suferi cu bucurie. Dacă ar fi să te întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, cine sau ce ești? Da? Este o întrebare foarte simplă. Tu cine ești? Sau tu ce ești? Da? Probabil că ați răspunde în diverse feluri. Unii ar răspunde prin a sublinea aspectele identității lor personale care au fost dobândite. Unii mi-ar spune, măi frate, eu sunt mecanic, sau inginer, sau medic, sau karatist, da? Eu sunt student, sau alte lucruri. Adică lucruri care s-au dobândit în timp, prin deprindere și prin experiență. Nimeni nu se naște medic, da? Nimeni nu se naște karatist, nici măcar student nu te naști, da? Deși în viață ar trebui să fim studenți tot timpul, până murim și mai ales studenți al Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El spune ca să învățăm de la El, să luăm jugul Lui, care este bun și ușor, și să învățăm tot timpul de la El. Dar nu ne naștem aceste lucruri, nu ne naștem mecanici, nu ne naștem studenți, nu ne naștem păstori, nu ne naștem nimic din lucrurile acestea care să dobândesc. Cum să dobândesc el? Să dobândesc în timp, prin deprindere, prin educație, prin experiență și la un moment dat, pentru că am investit atâta timp și atâta efort în ele, când suntem întrebați, tu ce ești? Frate, eu sunt mecanic sau eu sunt medic. Pentru mine mi se pare destul de jignitor față de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și ceea ce ne-a creat o făptură așa de minunată, ca să punem deoparte tot ceea ce suntem, în realitate ceea ce suntem, și să ne însușim o identitate pentru faptul că am fost 3 ani la școală să devenim ingineri. Da? Adică toată identitatea ta poate fi sumarizată în acel cuvânt inginer
sau contabilă, da? Până la urmă, orice cuvânt, orice cuvânt în afară de copila lui Dumnezeu, în afară de creștin, este prea puțin să descrie într-adevăr ceea ce este un copil al lui Dumnezeu. Este un afront, zic eu, la adresa lui Dumnezeu, care ți-a dat o nouă identitate să răspunzi cuiva când te întreabă tu ce ești sau tu cine ești, la fel cum răspunde un om normal în această lume care nu are o identitate mai prețioasă. Alții ar răspunde probabil cumva mai ontologic, da? Adică lucruri care nu neapărat se dobândesc în timp și pur și simplu ele există ca și consecința a existenței, da? Adică unii ar zice, păi frate, eu sunt femeie sau eu sunt bărbat, deși în ziua de astăzi și astea au devenit confuze, da? Pe vremuri, adică întotdeauna, astea au fost categorii ontologice. Dacă te-ai născut băiat, ai fost băiat. Și nu a trebuit un medic să spună că ești băiat. Era evident, da? Dacă te-ai născut fată, ai fost fată. Și din prima zi a existenței, tu și toți cei din jurul tău au știut care este identitatea ta din perspectiva asta. În ziua de astăzi nu mai este așa de clar. În ziua de astăzi există școli, de exemplu, în Statele Unite, în care educatorii sunt obligați ca să întrebe pe copil în fiecare zi cum să se adreseze, ca și fată sau ca și băiat. Tu ce te consideri astăzi, da? Așa de nebună a devenit lumea aceasta. Dar caracteristicile identității care sunt ontologice sunt acestea. Ele sunt consecințe a faptului că noi existăm. Da? Dacă eu zic că sunt român, este o consecință a faptului că m-am născut în România sau m-am născut din părinți români. N-am făcut ceva neapărat să dobândesc lucrul acesta. Și poate mulți dintre noi am răspunde în felul acesta, când am răspunde la întrebarea cine sau ce suntem, da? Înțelegeți ce vreau să zic? Nimeni n-a trebuit să meargă la școală să devină român. Sper că n-a trebuit cineva. Poate eu ar trebui să mă duc la școală să învăț ca să fiu mai român. Este pur și simplu o consecință a existenței noastre. Puțin, chiar puțin poate din această sală, din această biserică, din această seară care sunt prezenți aici, la întrebarea cine ești sau ce ești, ar răspunde sunt creștin. Foarte puțin. Hai să fim sinceri cu noi. Întrebați pe stradă de colegi, de prieteni. Măi, tu ce ești? Măi, tu cine ești? Da? Te oprește cineva în, nu știu, în drum. Hei, dar tu cine ești? Care e primul instinct? Eu sunt un copil al lui Hristos? Sau pe eu sunt Cristi, lucrez la Orange și fac karate și așa mai departe și sunt copilul lui mama și lui tata care e de... Nu, cum e în România? Mă, tu ai cui ești? Pe eu sunt al lui Levi și al lui Minodora din Breb și unui din Jac și străbunicul e de dincolo și toată linia moștenirii mele să... descoase acolo, dar n-ajungem vreodată la realitatea că eu sunt un copil al lui Hristos, da? Este o problemă aici. Și foarte mulți dintre noi, probabil, că n-am răspunde cu acest răspuns care ar trebui să fie cel mai la îndemână răspuns al identității noastre. Ce înseamnă a fi creștin, da? Ce înseamnă a fi creștin ca și identitate personală? Vedeți, precum identitatea noastră naturală are diverse complexități, tot așa și identitatea noastră spirituală este un lucru mai complex. Pe de o parte, a fi creștin este o realitate ontologică. N-ai făcut nimică ca să fii creștin. N-ai făcut nimică. Ori ești creștin, ori nu ești creștin. Ori a murit Hristos pentru tine, ori n-a murit Hristos pentru tine. Pe de o parte, e total obiectivă treaba. Total obiectivă. Altfel spus, nu te-ai deprins ca să fii creștin. Nu te-ai dus la școală ca să fii creștin, da? N-ai făcut un masterat și după aia ai dobândit identitatea de creștin. N-ai devenit creștin după ce ai terminat catecheza și te-au botezat frații sau după ce s-au dat un certificat de botez. Nu așa ai devenit creștin, da? N-ai devenit creștin cum ai devenit român, cum ai devenit mecanic sau lăcătuș sau cum ai devenit doctor sau karatist sau orice altceva. Ai devenit creștin cum ai devenit român sau fată sau băiat. Ontologic vorbind, Dumnezeu ți-a dat viață.
Dumnezeu te-a născut din nou. Și în momentul în care ai fost adus la viață, ai avut o identitate numită Fiul al lui Dumnezeu. Creștin, copil al lui Dumnezeu. Lucrul acesta este important de înțeles. Iar în același timp, există, la fel ca și în identitatea noastră naturală, un aspect subiectiv care ține într-adevăr de cunoașterea acestei identități, de deprinderea noastră, de învățarea anumitor adevăruri, de trăirea lor, da? La fel ca și acel om care este bogat, dar nu știe, că n-a deschis vreodată plicul să vadă ce este acolo, la fel putem fi creștini care, subiectiv vorbind, nu știm ce înseamnă a fi creștin. Nu știm care este moștenirea noastră. Nu știm care sunt binecuvântările care le avem. Nu știm care sunt responsabilitățile noastre ca și creștini. Și așa mai departe. Suntem niște creștini imaturi. Niște creștini care poate, deși ne-am născut sau am fost născuți de foarte mult timp, suntem imaturi și nu ne cunoaștem identitatea. Pavel ne dă un exemplu foarte bun despre ceea ce înseamnă identitatea personală. Și identitatea aceasta personală transformată de aceste realități spirituale. Și este important să vedem cum el privește la identitatea lui, pentru că vrem să înțelegem ce fel de om poate să scrie o asemenea frază. Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri. Ce fel de persoană poate să scrie și să trăiască un asemenea adevăr? Pentru că am privit la fețele dumneavoastră, la primul mesaj n-am putut privi, era un mesaj înregistrat video. Dar la al doilea mesaj am privit la fețele dumneavoastră și deși am încercat să fiu cât se poate de apologetic și cât se poate de convingător, că prin puterea Duhului Sfânt și prin cunoașterea Evangheliei putem mai mult decât doar să suferim bucuroși. Și pe fețele dumneavoastră am văzut în continuare acea expresie care am menționat-o, că am tot auzit-o de la unul și de altul. Da, frate, așa este. Dar totuși. Și am impresia că mulți dintre noi nu ne cunoaștem identitatea cum și-a cunoscut Apostolul Pavel. Și nu putem percepe cum am putea nu numai să scriem sau să rostim o asemenea frază, ci să trăim necazuri, suferințe, boală, pierderi și să avem bucurie în mijlocul lor. În Romani 1:1, Apostolul Pavel își introduce epistola sa prin a-și declara identitatea lui personală. Pavel, rob al lui Hristos Iisus, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Da? Ați văzut cum este în mod natural împărțită această identitate în patru părți. Pavel, roba lui Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru Evanghelie. Dacă ar fi ca să considerăm identitatea apostolului Pavel în detaliu, vom înțelege mai mult despre cine este această persoană care poate să scrie, dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri. Ce fel de persoană? Trebuie să fii, să poți să te bucuri în suferință. Asta este întrebarea principală pentru noi în această seară. Ce fel de persoană se poate bucura în suferință? Dacă ar fi să luăm acele patru părți care le arată Pavel și să le clasificăm din identitatea lui, le-am putea împărți cele prezentate de Pavel în două categorii. Pe de o parte, el ne spune care este identitatea lui naturală. Da? Pavel semnalează pentru noi identitatea lui naturală firească prin felul în care alege să se semneze. Și pur și simplu spune Pavel. Cum v-aș trimite eu un e-mail și la final aș spune Mihai Marian. Da? Lucrul acesta v-ar spune că persoana Mihai Marian, care dacă mă cunoașteți și dacă știți ceva despre mine, aduce cu ea semnătura aceea, numele acela, aduce cu ea anumite informații despre cine sunt eu. La fel când citim despre Apostolul Pavel și vedem că el se semnează în felul acesta, știm cine a fost Pavel. Miercuri ne-am uitat la diverse suferințe și experiențe prin care a trecut Apostolul Pavel.
Astea sunt lucruri care fac parte din identitatea lui naturală. Astea sunt experiențe care le-a avut, da? Astea sunt deprinderi care, prin care a trecut și așa mai, și așa mai departe. Cine îmi poate spune cum l-a chemat pe Apostolul Pavel? Pavel sau Saul? Deci nu Pavel. De ce zicem Pavel atunci? Identitatea după convertire, da? Și de unde are identitatea asta? De la Domnul Iisus. Dar asta e folclor. Întrebarea era capcană. Pe Pavel îl cheamă și Saul și Pavel, cum pe mine mă cheamă Mihai, Levi, Marian, da? Și încă până în ziua de astăzi există o mare dezbatere pentru că nu știu dacă este o liniuță între Mihai și Levi, da? Și pe unele documente am liniuța, pe altele n-am liniuța. Știu că nu este un fel de nume de mijloc din ăsta, dar în America tot timpul am probleme. Măi, nu poți să ai și Mihai și Levi în același nume, poate că trebuie să-l punem altundeva, poate e cu liniuță, poate nu e cu liniuță, da? Ei, la fel cum pe mine mă cheamă Mihai Levi Marian, pe Apostolul Pavel l-a chemat Saul, Paulus, da? Din Tars. Nu l-a chemat din Tars, da? Asta era numele lui. Schimbarea aceasta de nume nu este una, precum vedem în alte locuri în Scriptură, că Dumnezeu, prin decret divin, pur și simplu schimbă numele cuiva, da? Zice, pe tine te-a chemat așa, dar din ziua de astăzi nu te mai cheamă așa, te cheamă altcumva, da? De exemplu, la Avram sau la alte personaje din Biblie. Nu vedem lucrul acesta cu Apostolul Pavel. Apostolul Pavel este unul care are un nume precum Mihai Levi și până la un punct, citiți acasă Faptele Apostolilor, el este identificat și se identifică el până la urmă ca și Saul și după un anumit punct se identifică el ca și Pavel. Ca tare, se schimbă ceva în felul în care el este perceput ca și identitate și felul în care el percepe identitatea lui. Citiți acasă Faptele Apostolilor și doar urmăriți schimbarea aceasta și vedeți că nu există un moment de genul în care Domnul Iisus pe drumul Damascului spune: Saule, Saule, de astăzi te cheamă Pavel. Nu există așa ceva. Există o tranziție, o transformare în identitatea lui Pavel de la Saul la Pavel, da? Pavel sau Saul era prins între două lumi, o lume iudaică și una romană. Numele de Saul este o reprezentare a identității lui iudaice. Iar numele de Pavel este o reprezentare a lumii romane. Pavel era și cetățean roman. Știm lucrul acesta din Sfintele Scripturi. De ce se produce această tranziție? De ce, de exemplu, eu aș alege ca să-mi zic Mihai și la un moment dat să nu mai îmi zic Mihai, să-mi zic Levi? Sau să-mi zic altceva, da? Păi dacă ne uităm la Apostolul Pavel, avem niște indicii foarte clare de ce el folosește un nume și nu altul. De exemplu, în Romani 11 cu 13, Apostolul Pavel ne spune în felul următor: acum vă vorbesc vouă, neamurilor, având în vedere că sunt un apostol al neamurilor, da? Deci, la început, el era ce? Un iudeu, care a fost chemat de Dumnezeu într-o slujire ca apostol la neamuri. Și Apostolul Pavel avea două nume, unul iudaic și unul roman. Și în momentul în care el își însușește această identitate de rob al lui Hristos cu o misiune specială, și anume ca să fie apostol către neamuri, către lumea vestică, romană, și nu către iudei, el de la sine face această tranziție din a folosi numele iudaic spre a folosi numele roman. Apostolul Pavel în alte părți ne spune în felul următor: față de iudei am fost ca un iudeu pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub lege am fost ca unul care este sub lege, măcar că nu sunt sub lege, pentru a-i câștiga pe cei de sub lege. Față de cei fără lege am fost ca unul fără lege, măcar că nu sunt liber față de legea lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, pentru a-i câștiga pe cei fără lege. Pentru cei care sunt slabi în credință, m-am făcut slab pentru a-i câștiga pe cei slabi. M-am făcut toate pentru toți, pentru ca oricum să-i mântuiesc pe unii dintre ei. Pe toate le fac de dragul Evangheliei, ca să am și eu parte de ea.
Apostolul Pavel spune că identitatea lui este transformată de chemarea care o are din partea Domnului Iisus Hristos, de dragul Evangheliei. Identitatea lui personală este transformată. Identitatea lui naturală este transformată. El hotărăște să se identifice în felul în care este cel mai benefic pentru vestirea Evangheliei. Dacă numele de Saul nu este benefic pentru vestirea Evangheliei, voi evita numele acesta. Dacă trebuie ca să renunț la anumite lucruri de dragul Evangheliei, voi renunța la ele oricât de dragi ar fi pentru mine. Și Apostolul Pavel este dispus ca să lase identitatea lui spirituală și chemarea lui ca și apostol și ca și apostol al neamurilor să transforme inclusiv identitatea lui naturală. Inclusiv identitatea lui naturală. Pavel a înțeles că identitatea lui naturală, identitatea lui firească, este așa cum este pentru că Dumnezeu în providența lui a hotărât aceste lucruri, da? Dumnezeu în providența lui a hotărât ca pe de o parte el să fie un evreu, dar pe de altă parte el să aibă cetățenia romană. Pe de o parte el să aibă un nume care să denote faptul că este un iudeu și pe de altă parte să aibă un nume care să denote faptul că el este un cetățean roman. El a înțeles că lucrul acesta nu este la întâmplare. Că Dumnezeu a hotărât din ce părinți să se nască, în ce oraș să se nască, ce școală să urmărească și așa mai departe. Că toate lucrurile acestea au fost lucrate de Dumnezeu în așa fel încât să fie spre binele lui, spre convertirea lui și să fie spre slujirea lui pentru gloria lui Dumnezeu și pentru vestirea Evangheliei. Să știți că vă mărturisesc că și eu am avut o experiență de genul acesta. Nu mi-am schimbat numele. Numele este același. Dar la un moment dat am avut realizarea că nu m-am născut român din greșeală. Eu am plecat de aici de mic, am plecat la Londra cu părinții la puțin timp după Revoluție. Toți majoritatea știți istoria mea, mă cunoașteți de mic. Am crescut în America, am fost școală în limba engleză și toată viața mea ca și copil am încercat să uit că sunt român. Asta vrea un copil care este emigrant, să fie acceptat și să nu fie un emigrant. Asta vrei. Nu vrei ca lumea să zică, a, păi tu nu ești de-a nos, da? Toată viața mea, copil fiind, am vrut să fiu acceptat și n-am vrut să fiu român. Rețin, frații mei veneau în fiecare vară în România, eu nu veneam. Și mă întreba mama, măi, nu te duci și tu la Jac? La Bremnu, dar la Jac. Nu te duci la Jac, acolo, acolo-s copii, acolo-s rădăcinile noastre, da? Și ziceam, eu? Să mă duc acolo? Ce să caut eu acolo? Ei, lasă, zicea mama, o să vezi tu. O să crești mare, o să te căsătorești, poate cu o româncă. O să vrei să-ți trimiți copiii la Jac. Eu, în nămolul ăla, în mizeria aia, niciodată, da? Ironic, nu? Nu ironic, e providența lui Dumnezeu care lucrează toate lucrurile. Până într-o zi, am realizat că m-am născut român nu la întâmplare. Că Dumnezeu a lucrat lucrurile într-un fel. Că m-am născut într-o familie de pocăiți, nu la întâmplare. Că tata e păstor, nu la întâmplare. Și că slujirea mea trebuie să fie în cadrul comunității de români în România, pentru că eu sunt român. Și asta nu ține de nimic altceva decât providența lui Dumnezeu. Realizarea aceasta mi-a transformat mie identitatea în mod profund. Din Mihai Marian, care nu vroia ca să fie român, care vroia doar să fie acceptat de colegii lui americani, am devenit Mihai Marian care este român. Și încearcă să fie mândru de faptul că este român. Dar este greu câteodată. Mihai Marian care iubește pe cei din România. Rețin, eram în America și păstorul meu de acolo, noi când eram acolo, frecventam o biserică americană. Zicea, Mihai, dai implică-te, te rog, în biserică. Uite, ține studiu biblic. Ține tu lecțiile de miercuri seara și eram foarte apropiat, aveam libertatea ca să vorbesc orice cu păstorul de acolo și zic, Babi, uite cum stau lucrurile. Să nu crezi că nu te iubesc, dar nu simt nicio dorință să vă slujesc. Nu simt. Nu simt nicio dorință. În schimb, nu pot sta liniștit când mă gândesc că trebuie să mă duc în România să vestesc Evanghelia. Păi bine, dar până te duci, vestește aici, ocupă-te de frații ăștia. Frate, nu simt nimic. Nu simt nimic. În schimb, față de ei, pot spune ca și Apostolul Pavel, mă simt dator.
Mă simt dator să mă duc să le vestesc Evanghelia. Lucrul acesta, identitatea mea naturală până la urmă, este în controlul lui Dumnezeu și în providența lui Dumnezeu este modelată în așa fel încât să fie spre binele meu și să fie spre gloria Lui. Și Pavel a înțeles lucrul acesta. Pavel a înțeles că din Saul el a devenit Pavel pentru că Dumnezeu a rânduit toate lucrurile încât să-l cheme la credință și să-l facă un apostol al neamurilor. Spiritual vorbim, Pavel vedem că înțelege că el are o identitate mult mai importantă decât cea naturală. Primul lucru interesant de notat este ponderea care Pavel o dă în a sublinea identitatea lui spirituală. Da? Dacă am zis despre noi că atunci când am fi întrebați cine suntem sau ce suntem, probabil că am uitat să menționăm că suntem creștini, Pavel nu uită. De fapt, dacă te uiți din cele patru lucruri care le spune despre identitatea lui, trei țin de identitatea lui spirituală și doar numele lui ține de identitatea lui firească și am observat că și numele lui până la urmă a fost transformat prin providența lui Dumnezeu să reflecte identitatea lui spirituală ca și apostol al neamurilor. Identitatea lui Pavel este în mod suprem, în mod definitiv, una duhovnicească. Una care se raportează la cine este el în Hristos. Și anume spune el, roba lui Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Este clar, pentru Pavel, ce identitate, ce anume din identitatea lui este de importanță majoră. Și anume identitatea spirituală, identitatea în Hristos. Da? El știe ce trebuie subordonat la ce. El știe faptul că el este al lui Hristos, este mai important decât orice aspect din viața lui, decât educația lui, decât diplomele lui, decât cariera lui, decât neamurile lui. Da? Astea toate se subordonează la faptul că sunt al lui Hristos, la faptul că am o chemare de la Hristos, toate celelalte subordonează. Nu contează că-s medic, nu contează că-s stomatolog, nu contează că-s mecanic, nu contează că-s mamă, că-s tată, nu contează ce sunt, cum mă descriu, cum mă identific. Toate lucrurile acestea sunt subordonate faptului că sunt al lui Hristos și că am o misiune de la Hristos. Da? Tot ceea ce fac, oriunde aș fi, trebuie subordonat în acest fel. Da? El știe că toate se subordonează la statutul lui în Hristos. Toate se subordonează la chemarea lui de a sluji ca și apostol și ca și unul care trebuie să, vestească Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, da? Adică că acele realități spirituale definesc și dictează întreaga lui identitate, inclusiv numele lui. Este definită prin acest obiectiv al realității identității lui în Hristos. Iar aceste identități, aceste realități sunt realități obiective. El nu se schimbă, da? El nu se schimbă. Dacă astăzi ești profesor, da? Astăzi ești profesor la catedra ta, mâine s-ar putea să nu mai fii profesor, să fii dat afară, da? Dacă astăzi ești bogat, mulțumesc, mâine s-ar putea ca să nu mai fii bogat. Dacă astăzi ești afacerist, mâine s-ar putea să fii cerșetor. Lucrurile astea subiective, schimbătoare, da? Dar dacă astăzi, conform decretului etern al lui Dumnezeu, ești copil al lui, lucrul ăsta nu se schimbă. Ești tot copil al lui Dumnezeu, dacă ești sărac sau bogat, dacă ești medic sau muncitor. Orice ar fi, aceste realități trebuie ca să definească celelalte realități din viața noastră. Pe scurt, identitatea noastră ar fi putea pune într-o formulă care ar suna ceva de genul. Eu și cu tine suntem. Toate experiențele noastre, toate cunoștințele noastre, toate studiile noastre, toate circumstanțele prin care am trecut, da? Cumulul vieții noastre puse la oaltă, plus toate realitățile obiective, spirituale care le avem de la Dumnezeu. Da? Asta este identitatea noastră spirituală, obiectiv vorbind. Tot ceea ce suntem trecând prin viața aceasta, împreună cu tot ceea ce suntem, pentru că Dumnezeu a declarat acest lucru. Acum,
Formula aceasta va da rezultate diferite după cât de mult subordonăm identitatea noastră în Hristos versus cea firească sau invers. Da? Vom arăta diferit. Dacă toate realitățile firești sunt subordonate lui Hristos, viața noastră și identitatea noastră va arăta într-un fel. Vei fi un fel de medic, un fel de muncitor, un fel de tată, da? În schimb, dacă identitatea ta de creștin este subordonată realităților firești, adică dacă tu ești un fel de creștin după cum ai jobul, după cum ai prieteni, după cum ai anturajul, dacă asta schimbă ce fel de creștin ești, viața ta va arăta într-un fel. Problema este că cei mai mulți creștini sunt mai impactați de identitatea lor firească și naturală, de conjunctura lor, de prietenii lor, de educația lor și așa mai departe, decât sunt impactați de realitățile obiective a identităților în Hristos. Pentru Apostolul Pavel, ce este important, ce este definatoriu, că ce-l definește pe el, nu este ce a moștenit în mod firesc sau ce a dobândit prin trudă și educație și muncă, da? Nu asta este important pentru el, nu asta îl definește ca și o persoană. Ce îl definește pe el sunt aspectele spirituale. În Filipeni capitolul 3, apostolul Pavel ne arată felul în care el gândește asupra acestei probleme și el spune în felul următor. Noi suntem cei care am primit adevărata circumcizie, cei care ne închinăm prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu punem încrederea în lucruri pământești. Deși, zice el, eu aș avea motive să mă laud cu lucrurile pământești. Dacă cineva crede că are motive să se încreadă în lucrurile pământești, și eu mai mult, circumcis, tăiat împrejur, adică în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu în ce privește râvna, persecutor al bisericii, în ce privește dreptatea care se bazează pe lege fără vină. Pavel zice, în tot ceea ce înseamnă identitatea mea pământească, în tot ceea ce înseamnă identitatea mea naturală, eu mă pot lăuda mai mult decât voi toți. Da, am un CV mai mare decât voi toți. Și el zice, însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, adică tot ceea ce în mod firesc ar trebui ca să-mi dea mie valoare, ar trebui să mă facă să mă simt că-s cineva, ar trebui să definească identitatea mea, toate lucrurile care aș fi răspuns în trecut la întrebarea cine ești sau ce ești. Da? Așa ar fi răspuns Pavel. Eu sunt un evreu. Eu sunt un fariseu, da? După lege sunt desăvârșit. Așa ar fi răspuns el în trecut. Valoarea lui de sine ar fi stat în aceste lucruri, zice Pavel, da? Și acum arată transformarea când este adus la credință și la viață prin mila și harul lui Dumnezeu. Și spune, însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, le consider ca o pierdere de dragul lui Hristos. Mai mult decât atât, le consider pe toate pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, datorită căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită căruia le consider gunoaie. Nu cred că realizăm cât de radical este această declarație. Tot ceea ce mi-a dat valoare de sine, tot ceea ce m-am considerat că sunt ca și o persoană în cariera mea, în relațiile mele, în statutul meu în societate, toate acele lucruri, spune Pavel, le consider gunoaie. Și acum consider un singur lucru valoros. Să-L cunosc pe Domnul meu Iisus Hristos. Ce declarație radicală a unui om care are identitatea personală transformată de Domnul nostru Iisus Hristos. Toate lucrurile le consider gunoaie pentru a-L câștiga pe Hristos. Ce definește identitatea ta? Ce definește identitatea mea? Cum răspunzi la întrebarea ce sau cine ești tu? Răspunzi prin realizările tale? Răspunzi prin succesul tău? Răspunzi prin educația ta? Răspunzi prin finanțele tale? Răspunzi prin statutul tău în societate? Răspunzi prin religiozitatea ta? Întrebe pocăința, tu ce ești? Frate, eu sunt comitet.
ești pierdut. Da? Ești pierdut, frate, n-ai nicio șansă. Este mai ușor pentru o cămilă să intre prin acul, da? Decât pentru un membru în comitet să intre în împărăția Domnului. Parafrazez, ceva de gen. N-a zis Domnul Iisus așa ceva. Dar așa este. De ce? Nu pentru că am ceva cu oamenii în comitet. Oamenii care se identifică, inclusiv cu religia lor. Noi avem pericol. Frate, tu ce ești? Ce ești? Tu ești, frate, eu sunt calvinist. Da? Calviniști? Tu vezi că dacă ești calvinist, ăsta e răspunsul corect când ajungi la poarta raiului. Doamne, eu sunt calvinist, trebuie să mă lași în... Doamne, eu sunt reformat. Singurul răspuns la această întrebare, corect, dacă ești copil al lui Dumnezeu, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Da? Eu sunt creștin. Eu sunt unul pentru care Hristos a murit. Nu că a meritat, ci pentru că El în mila Lui m-a justificat în ciuda mea. El a murit pentru mine. Și singurul lucru care mă legitimează este neprihănirea lui Hristos. Tot ceea ce eu am făcut și tot ceea ce eu am fost în mod firesc și natural sunt gunoaie. Fă o listă. Mă ajunge acasă. Cu toate lucrurile care sunt dragi ție. Toate lucrurile. Multe dintre ele nu trebuie să fie păcătoase, pentru că Evanghelia, până la urmă, poate transforma și ambițiile acestea naturale și firești. Da? Și acestea pot fi, până la urmă, puse în scopul și în folosința gloriei lui Dumnezeu. Dar fă o listă. Așa cum a făcut Apostolul Pavel. Toate lucrurile pentru care ai muncit toată viața. Și privește cu sinceritate la ele și întreabă-te dacă le poți considera gunoaie. În comparație cu privilegiul și bucuria de a-L cunoaște pe Hristos. Fii sincer cu tine în seara aceasta. Identitatea noastră este precum justificarea. Pe de o parte este declarativă, pe de o parte ea este progresivă, adică ea duce la o sfințire în timp. Identitatea noastră în Hristos este declarativă pentru că atunci când Hristos ne-a adus la viață, El ne-a transformat și a făcut din noi creștini. A făcut din noi copiii Săi. Dar asta este începutul, sfârșitul este glorificarea noastră și între identitatea noastră este una progresivă. Noi devenim din ce în ce mai mult precum Hristos, sau ar trebui. Ne însușim din ce în ce mai mult identitatea care Hristos ne-a dat-o în dar, declarându-ne justificați. Astăzi ar trebui să fim un pic mai mult creștini decât am fost ieri. Mâine ar trebui să fim un pic mai mult creștini decât am fost alaltă ieri și tot așa. Altfel spus, noi putem să devenim mai mult ceea ce suntem. Noi putem să devenim mai mult ceea ce suntem. Sau putem deveni mai repede ceea ce suntem. Foarte mulți creștini, după ce au devenit creștini prin declarația Domnului Iisus Hristos, prin decretul Domnului Iisus Hristos, fac o pauză foarte, foarte lungă în care nu mai devin ceea ce sunt. Trec ani de zile și ei rămân la un platou. Exact cum a fost în prima zi de la convertire. Da? Sau în a doua, sau a zecea, sau după un an. După perioada aceea de dragostea din tâi. Viața creștină nu este așa. Ceea ce suntem, spune Biblia, încă nu s-a descoperit în totalitate. Dar în mod progresiv suntem transformați din slavă în slavă până când, văzându-L față în față, vom fi ca și El. Transformarea trebuie să fie prezentă. Însușirea identității noastre trebuie să fie progresivă, da? Trebuie să fie progresivă. Cât de mult și cât de bine cunoaștem adevărata noastră identitate va determina cât de deplin trăim impactați de această identitate. Cât de bine știm care este noul nostru statut și cât de mult ni-l însușim va determina felul în care ne trăim viața noastră. Degeaba am moștenit toate binecuvântările duhovnicești, dacă noi nu știm ce sunt acele binecuvântări duhovnicești. Da? Degeaba Dumnezeu ne-a dat în Fiul Său Iisus Hristos totul, dacă noi nu avem habar ce este acel totul. Și nu trăim precum le-am avea. Informația despre aceste lucruri, cunoașterea despre aceste lucruri, credința că le avem aceste realități, însușirea acestor realități în timp are o putere de transformare extraordinară. Vom trăi diferit. Însușirea unor realități transformă felul în care trăim, deciziile care le luăm, atitudinile care le avem în viață. Văd lucrul acesta la copii. Copiii care sunt foarte receptivi. De exemplu, dacă ai un copil care crește într-o casă,
în care părinții îi bagă în cap tot timpul, prin ceea ce zic, prin felul în care discută, că ei sunt oameni foarte bogați. Pot fi chiar făliți, dar dacă îi bagă în cap la copil, când copilul merge la mall cu prietenii, da? Ce zice? Păi, eu îmi permit orice. Eu îl rog pe tata, îmi cumpără. De ce? El s-a însușit că el e un copil de un om bogat, nu? Alți copii, de exemplu, care au părinți chiar foarte bogați, dar părinții sunt foarte cumpătați cu banii și învață pe copii să fie responsabil, da? Și învață ce înseamnă să muncești pentru un bănuț. Și se duc la mult cu prieteni și își numără bănuții. Taică-s-o e multimilionar, dar el își numără leuții. Și zice, mă, trebuie ca să văd cum îi chivernisesc. De ce? El s-a însușit niște realități care a fost învățat, da? Cel de la părinții săraci, dacă care se dau bogați, dă cu banul în dreapta și în stânga, pentru că s-a însușit o realitate falsă, și cel care este copil de părinți bogați, dar care părinții nu i-au spus vreodată că moștenirea lui este fantastică, se comportă ca și un copil sărac. Acum la copii e bine să fie așa, să se comporte ca și copii săraci. Dar la copiii lui Dumnezeu e bine să ne cunoaștem moștenirea. E bine să știm că în Hristos avem totul. E bine să știm că mântuirea noastră este sigură. E bine să știm că El cunoaște nevoile noastre și El ne poartă de grijă. E bine să știm că în providența Lui niciun păr nu cade. Toate lucrurile acestea, dacă nu le știm și nu le credem, nu le-am însușit, va transforma felul în care trăim viața. Vom trăi ca și niște copii săraci. Cât de mult cunoașteți dumneavoastră aceste adevăruri? Cât de mult vi le-ați însușit? Da? De exemplu, vă dau un alt exemplu care poate pare straniu. Câți dintre voi sunteți copilul cuiva? Toți, este răspunsul, da? Încă n-am ajuns la nivelul ăla de știință să avem copii care n-au niciun părinte. Până la urmă, toți avem părinți biologici, da? Și prin înseminare și așa mai departe există părinți biologici. Toți suntem copilul cuiva. Toți avem o mamă, un tată, da? Dar v-ați întrebat vreodată ce anume înseamnă faptul că ești copilul cuiva? Ce anume înseamnă? V-ați întrebat vreodată dacă mama voastră este într-adevăr mama voastră? Ați făcut vreun test de ADN? Dacă tatăl vostru este vreodată, v-ați întrebat? Nu. Pur și simplu, de când ai fost chici, ți s-a zis, tata, mama. Da? Era la fel de posibil ca tata și mama să fie adus la orfelinat. La fel de posibil. Și dacă nu te-ar fi spus nimeni, da? Dacă nu te-ar fi spus nimeni, tu ai fi crescut, convins și ți-ai fi însușit realitatea că asta e mama și asta e tata. Sau câți dintre voi aveți frați sau surori? Ce anume determină realitatea, practic vorbind, că fratele tău e fratele tău decât faptul că de când știi tu? Așa ai știut și așa ai crezut și așa ți-ai însușit că este fratele tău. Comportamentul tău, sentimentele tale față de aceste persoane sunt determinate de acești doi factori, de timp și de informație. Da? Toată viața ta ai trăit viața cu prezumția că fratele tău este fratele tău. Și asta a determinat felul în care te raportezi la el. Acum, despre câțiva neamul meu, eu am dubii dacă sunt din neamul meu. Da? Poate că ar trebui să cer niște teste ADN ca să văd. Da? La un moment dat îți pui întrebarea. Poate nasul e prea mare sau prea mic sau comportamentul e prea nu știu cum. Dar cât timp ți s-a spus de mic copil, măi, ăsta e fratele tău, Mihai. Uite-l, Pătimi, ăsta e fratele tău, da? Măi, e fratele meu. Chiar dacă nu e fratele meu. E fratele meu, stați liniștiți. Adică așa mi-au zis părinții, n-am cerut un test vreodată. Înțelegeți ce vreau să zic? Faptul că ne-am însușit o realitate, faptul că cineva a declarat o realitate, Timi, fratele tău, eu am crezut-o și mi-am însușit-o, a schimbat în mod profund felul în care îmi trăiesc viața. La nivel sentimental. Când mă gândesc despre frații mei de corp, pentru că am trăit toată viața cu ei, pentru că totdeauna i-am considerat frații mei, stârnește în mine emoții. Există dragoste specială care o am pentru ei. Ei, acum față de fiecare dintre voi care sunteți copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu a declarat o realitate și anume că sunteți copiii Lui. Întrebarea Lui. Trăiți în lumina acestei realități? Vă însușiți această realitate? Credeți acest lucru? Dacă da, vor exista transformări radicale, da? Cum ar fi, veți iubi pe alți frați,
veți iubi pe Dumnezeu și casa Lui, veți iubi cuvântul Lui Dumnezeu. Da? Pentru că Dumnezeu a declarat ceva despre voi și pentru că acea realitate s-a însușit în voi, a prins rădăcină în voi prin lucrarea Duhului Sfânt. Mulți oameni, mulți creștini, nu-și cunosc identitatea și nu trăiesc în lumina acelei identități. Da? În același fel, Hristos ți-a dat naștere spirituală. Realmente, El te-a născut. Da? Întrebarea este dacă ți-ai însușit această realitate, dacă trăiești ca și un copil al lui Dumnezeu, dacă trăiești precum un frate mai mic al lui Hristos, sau dacă trăiești în continuare ca și unul care nu este un copil al lui Dumnezeu, ca și unul care nu cunoaște cine este tatăl tău, ca și unul care nu-și cunoaște moștenirea și statutul pe acest pământ și în acest univers. Cred că m-am mai spus această istorisire, dar o voi repeta pentru că cred că este foarte de folos. Nu mai rețin cartea în care am citit-o, țin minte că este o istorisire adevărată, cred. Este vorba de un tânăr care, tatăl său era regele unui trib, unei națiuni africane. Și la un moment dat, când europenii au mers ca să cucerească triburile acestea, și triburi imense în Africa, să-i cucerească cu scopul de a-i înrobi și de a-i duce să-i vândă în sclavie, tribul acesta a fost cucerit și împăratul a fost omorât și toți bărbații au fost luați și au fost duși în sclavie, inclusiv acest tânăr care era fiu de împărat. A fost urcați pe o corabie și au traversat peste oceane să ajungă în America de Nord, în coloniile europene de acolo și să fie vânduți în sclavie. Un drum lung, dureros. Foarte mulți dintre oamenii, dintre sclavii care erau transportați, mureau pe drum, nu supraviețuiau. Au ajuns acolo și când s-au dat jos de pe corabie, după săptămâni de zile pe mare, demoralizați, terminați fizic și psihic, în cătușe, au fost aduși afară și au început ca să umble în acel port, era un loc unde erau asamblați să fie vânduți și toți erau la pământ, cu privirea în pământ, nu mai aveau nicio putere în trup, și toți în afară de acest tânăr. Acest tânăr era cu privirea sus, pășea cu încredințare, pieptul scos. Și la un moment dat cineva a observat această realitate, acest lucru și l-a întrebat pe capitan și a zis: măi, ce-i cu tânărul ăsta? Uite la toți cum cu ochii în pământ, uite la toți cum nu mai pot de oboseală, de durere, îți terminați. Dar ăsta e altfel. Ăsta pășește altfel, ăsta privește altfel, altă stare de spirit. Și capitanul s-a întors la acest om care întreba și a zis: tânărul acesta este un fiu de rege și el nu poate uita această realitate. Este așa și cu noi când trecem prin suferință. Dacă știm ai cui suntem, dacă știm cine este tatăl nostru, dacă știm care este identitatea noastră, noi suntem niște fii de împărat, noi suntem fii al lui Dumnezeului care a creat lumea. Și suntem aceiași fii de rege, indiferent că suntem în cătușe, în sclavie sau pe patul spitalului sau oriunde am fi. Identitatea noastră de copii de Dumnezeu nu se schimbă în orice circunstanță. Întrebarea este dacă știm ce înseamnă a fi fii de împărați, ce înseamnă a fi copiii lui Dumnezeu. Revin la întrebarea cu care am început. Ce fel de om se poate bucura în suferință? Și răspunsul cred că este un om care își cunoaște identitatea în Hristos. Un om care știe cine este el în Hristos. Un om care este fiu de rege și nu poate uita această realitate. Un om care se deprinde să-și cunoască și să-și însușească din ce în ce mai mult identitatea lui în Hristos. Un om care vrea să se lepede de tot ce este el în mod firesc, de tot ce îi aduce valoare în mod firesc și să-și însușească tot ce este el în Hristos. Care vrea să socotească gunoaie valorile acestei lumi și să socotească suprem de valoros pe Hristos. Priviți cum descrie Pavel, în același paragraf din capitolul 1, identitatea noastră, adică a celor credincioși.
El spune în felul următor. Între care sunteți și voi, versetul 6, cei chemați să fiți al lui Iisus Hristos, tuturor celor care sunt prea iubiți al lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim al lui Hristos, suntem prea iubiți al lui Dumnezeu. Cum știm dacă suntem al lui Hristos? Cum știm dacă suntem iubiți de Dumnezeu? În capitolul 5, unde Pavel face această declarație minunată despre bucuria în suferință, el spune în felul următor. De aceea, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har, în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri. Ați observat ce zice Pavel? Am fost justificați și cum știm asta? Prin credință. Prin credință. Prin credință știm că suntem ai Lui. Prin credință nădăjduim că suntem răscumpărați. Ba mai mult, avem siguranța acestui lucru pentru că avem lucrarea Duhului Sfânt care este în noi și confirmă acest lucru. Duhul care din lăuntrul nostru strigă Abba, adică Tată. Noi știm că suntem fii al lui Dumnezeu. Prin credință. Și această credință, spune Pavel, nu doar că ne dă această certitudine, ci ne transformă identitatea, ne transformă gândirea, sentimentele, personalitatea noastră, încât suntem în stare, prin credință, să ne bucurăm în mijlocul necazului, să ne bucurăm în mijlocul suferinței. Asta este identitatea noastră. Asta este identitatea noastră reală. Și dacă o cunoaștem, și dacă ne-o însușim, și dacă creștem în tot ceea ce înseamnă identitatea noastră în Hristos, vom suferi, dar vom suferi bucuroși. Vom suferi prin credință. Iar dacă nu, vă las să citiți acasă, dacă nu te încrezi în Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel ne spune în cartea Romani că nu ai pace, că nu ai credință, că nu ai motive pentru bucurie, că nu ești un prea iubit de Dumnezeu, ci că ești un dușman al lui Dumnezeu, un vinovat înaintea lui Dumnezeu. Pentru cei care sunteți justificați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ceea ce se va întâmpla aici în următoarele momente va fi încă o amintire la cina Domnului, a identității noastre adevărate. Suntem copii al lui Dumnezeu și știm lucrul acesta pentru că El a murit pentru noi. Simbolul acesta ne amintește de această realitate. Și mâine trebuie să luăm realitatea aceasta și să o ducem cu noi în viața de zi cu zi și să trăim ca așa tare. Amin. Nu doar aici și acum, ci în fiecare clipă și în fiecare domeniu din viața noastră. Identitatea noastră, firească, naturală, trebuie să fie subordonată și transformată de identitatea noastră în Iisus Hristos și anume oameni justificați prin jertfa Lui. Amin. Amin.